UPL vă recomandă pachetul tehnologic zeamă bordeleză originală și uleiul parafinic Ovipron Top. Top. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit! Ne întâlnim din nou la emisiunea Agricultura, o șansă pentru România. E o vreme urâtă peste țară, plouă pe alocuri, sunt furtuni și inundații în altă parte. Mă rog, o să trecem peste toate. Dați-mi voie, înainte de a începe emisiunea, cu temele ei obișnuite în care ne ocupăm de ce problemuțe mai sunt în agricultură, că nu e așa, nu sunt probleme cu adevărat, după cum spun unii, și despre rezolvările pe care le vedem, să ne amintim de cel care a fost fermierul și secretarul de stat și consilierul prezidențial, Adrian Rădulescu. Mulți dintre dumneavoastră știu, s-a stins aseară din partea mea, din partea redacției AgroTV, un gând de bine pentru cel care a fost Adrian Rădulescu. Asta e, se întâmplă în viață și astfel de lucruri. Și acum să ne ocupăm strict de emisiune. Sunt probleme, peste tot, de la firul ierbii până la raft, în agricultură și industria alimentară, inclusiv în comerțul cu produse alimentare. Noi le știm, le știți și dumneavoastră, le simțim cu toții, inclusiv inflația care erodează puterea noastră de cumpărare, inclusiv anunțat creșteri de prețuri la electricitate și gaze, lucru care se va vedea în buzunarul nostru, dar toate acestea nu contează când țara are un viitor luminos și avem cel mai mari încasări din istorie la buget. Bravo nouă! Haideți însă să vedem care e situația reală, dincolo de vorbe. Dragoș Frumosu este președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară, Sindalimenta. Bună seara, domnule Frumosu! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație și vă rog să-mi permiteți, înainte de a începe, să prezint și eu condolențe familiei și regretul fantastic că am pierdut un om deosebit pentru agricultura românească și un sufletist care ținea la agricultura românească și la această țară. Așa a fost, ne pare rău tuturor, dar trebuie să mergem înainte. Domnule Dragoș Frumosu, veștile sunt bune pe toate fronturile. E adevărat, știm că era o lucrare, o operă celebră apărută înainte de 89, nimic nou pe frontul de vest, dar acum nu avem nimic nou totuși care să ne miște. Știm că a plouat, că o să se facă recolte. Sunt convins că industria alimentară a intrat într-o revizie generală pe unde se poate ca să pregătească toate capacitățile, ba și ceva în plus pentru prelucrare. Și una peste alta ne trezim că iar nu avem produse românești la raft suficiente, că fermierii nu o duc bine, evident nici industria, nici angajații din industrie și suferim cu toții. Domnule Dragoș Frumosu, nu vă propun să fim critici, pentru că nu are rost, trebuie să fim constructivi, nu-i așa? Trăim într-o țară care se reconstruiește. Ce speranțe vă puneți dumneavoastră, de exemplu, în viitorul plan național de redresare și reziliență? Pentru că dacă ne ridicăm acum, o să rezistăm atât de bine încât o să se uite invidioși toți la noi. Sunt 29,8, aproape 30 de miliarde de euro care trebuie să vină, deși la început să ne amintim se vorbea de 38 de miliarde, s-ar fi pierdut 8 undeva pe parcurs. Ce speranțe vă puneți în acești bani? Că indiferent cum vor fi cheltuiți, cu cap evident, o să ne ajute pe toți. Dacă vreți sincer un răspuns, eu nu îmi pun mari speranțe pentru că nu sunt încă convins și determinat să cred că acești bani vor fi cheltuiți, nu că nu vor ajunge România, că vor fi cheltuiți în totalitate pentru România. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că așa cum vedeți și dumneavoastră, după prima încercare de depunere și de aprobare a acestui PNRR la Bruxelles, a fost un eșec. A fost un eșec și nu vreau să comentez, așa cum ați precizat și dumneavoastră, din punct de vedere critic, dar asta înseamnă sau că nu ne-am făcut bine tema, sau că intenționat nu ne-am făcut bine tema, pentru că altă explicație nu cred că e greu să spun că sunt persoane care nu sunt pregătite ca să facă astfel de lucruri. Iar dacă vreți un scenariu pesimist, deși sunt o persoană optimistă, numai că vis-a-vis de modul în care merg lucrurile astăzi, am început să gândesc și pesimist. Dacă vreți un scenariu pesimist, eu aș spune că mă tot gândesc dacă în 2026, când se va sfârși această perioadă de finanțare, de implementare, să spun corect, vom fi în stare să spunem
că am cheltuit, deci nu că am implementat, că am cheltuit 5-6 milioane din suma totală. Și spun lucrul ăsta pentru că suntem într-o mare întârziere. Mie nu vine să cred că după ce a trecut o tură de respingere a PNRR-ului, a trebuit să meargă la Bruxelles un ministru și un prim-ministru să facă ce? Să se roage de reprezentanții Comisiei Europene să ne aprobe? Să te întorci înapoi știind că trebuie să mergi acolo și să pui la lucru și să trasezi între ghilimele sarcini că într-o săptămână sau 10 zile trebuie să fie gata totul așa cum trebuie făcut? Este o întrebare firească. De ce n-am făcut de prima dată? De ce a trebuit să greșim? De ce greșim mereu? Și discutăm despre bani care ar putea să ajute fantastic de mult această țară. Discutăm despre promisiuni care în campania electorală au ținut prima linie, deci au fost pe primul rând vis-a-vis de negocierea pentru banii europeni pentru România. Și iată că n-am reușit să tragem o dată aer în piept și ne-am împiedicat. Deci eu nu cred astăzi, poate mâine da, dar astăzi nu cred într-un succes și când spun succes, mă gândesc clar că acești bani trebuiesc aduși în țară și cheltuiți în țară. Adică, teoretic, proiectele la sfârșitul perioadei de implementare să fie încheiate în totalitate. Asta este marea mea problemă. Da, acum știm acest lucru, sunt convins că toată lumea e conștientă de el. Nu avem banii aceștia la dispoziție, ne-i pune Uniunea Europeană pe un colț de masă și mai tragem noi câte o bancnotă. Nu, dacă n-ai încheiat proiectele în 2026, s-a terminat cu finanțarea. Ba chiar vei da înapoi banii, ceea ce ne poate duce într-un deficit financiar, să-i spunem, enorm, pentru că România nu își permite astfel de lucrări. Iată, vrem să finanțăm, mulți o să spună că n-are legătură cu agricultura, dar are. Vrem să finanțăm autostrada spre Moldova, pe care ar putea să vină produsele din agricole din Moldova spre porturi sau spre București, evident, spre fabrici, de ce nu? Că dacă ai o autostradă, poți să aduci, de exemplu, cartofi de la Suceava să-i prelucrezi la Focșani, să spunem. E o fabrică imensă de chipsuri acolo, nu știu dacă e, și îi aduci, una e pe autostradă, alta e să faci o zi întreagă pe drum, cum se întâmplă la ora actuală. Dar haideți să rămânem optimiști, dar lucizi în același timp, totuși, domnule Frumosu, și să spunem că țara asta se va lua în mâini și până în 2026 toate aceste planuri vor revărsa belșugul peste noi. Acum, eu sunt convins că banii o să vină și fac o foarte, foarte scurtă divagație. Știți că planul acesta de relansare post-COVID de 750 de miliarde de euro trebuie aprobat la nivel european, de toată lumea în Parlamentul European. Altfel nu merge, dacă așa e în Europeană. Sunt 5 state care deocamdată sunt așa, în dungă, și între ele se numără. De fapt, ele sunt Austria, Olanda, Ungaria, Polonia și România. Austria și Olanda o să decidă săptămâna viitoare că e ok. Mai rămân 3 state. Poate părea, iertați-mă, nu mă pricep la speculații, dar asta e, poate părea un fel de mic șantaj. Vă votăm planul, dar dați-ne și nouă banii să facem ce vrem cu ei. Domnule Frumosu, industria alimentară, cum se arată în acest an? Pentru că, iată, deocamdată fermierii sunt optimiști, ceea ce ne face să credem că și industria alimentară va avea ce să prelucreze. Este posibil, n-a spune nu, dar vedeți dumneavoastră, continuăm să exportăm foarte multă materie primă, în loc să o procesăm în România. Continuăm să importăm făină, continuăm să importăm mălai, continuăm să importăm pâine, continuăm să importăm carne de porc, continuăm să importăm lapte pentru procesare. Deci în condițiile în care România astăzi, nu discutăm de potențialul pe care îl are, astăzi exportă materia primă pentru o parte din produsele pe care le-am enumerat, în loc să creăm locuri de muncă aici, să creăm plus valoare și să încasăm mai mult la bugetul statului, iară sunt pesimist. Și când spun lucrul ăsta, spuneați mai devreme de creșteri de prețuri la energie electrică și gaze. Iar mi-ați mișcat așa un beculeț care a început să fileze și vă spun de ce. În loc să tragem tare
să extragem cât mai mult gaz, ca și cantitate, din mare, pentru că știm că peste câțiva ani de zile operațiunea se va încheia și nu vom mai putea face această operație. Față de ani de zile în urmă, când România exporta energie electrică și astăzi importăm o cantitate însemnată de energie electrică și stăm ca și preț la mâna altora, nu este în regulă. Nu avem politici, da? Și aici este marea problemă. Nu avem politici guvernamentale vis-a-vis de luarea unor măsuri care să vină în sprijinul agriculturii și industriei alimentare românești. Nu avem politici ale Ministerului Agriculturii vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în agricultura și industria alimentară românească. Nu avem dialog. Iertați-mă, nu vreau încă o dată să critic sau să discut politic. N-am de gând lucrul ăsta. Dar este inadmisibil să nu-l vezi pe ministrul agriculturii decât o dată la 4 luni de zile, 5 minute. Este inadmisibil să nu porți un dialog real cu oamenii din agricultură și industria alimentară pe subramuri, pe domenii, nu cu toți, nu facem mare adunare națională, să le cunoști problemele și în funcție de problemele pe care le au, să creezi politici. Este inadmisibil să n-ai un program de dezvoltare pe termen scurt și mediu, nu mai discutăm de termen lung, că e necesar și ăsta, în condițiile în care anul trecut am avut o secetă, n-am plătit niciun fel de despăgubire oamenilor ăstora. Problema pandemiei, care a condus desigur ca unele state, luând măsura de protecție a populației, gândindu-se că lucrul ăsta, pandemia asta va continua sau, Doamne ferește, ce se va întâmpla, a redus oarecum o parte din exporturi. Și atunci se creează pe piață o cerință mai mare pe fondul unei oferte mai mici. De aici creșteri de prețuri. La asta se adaugă, cum spunea și dumneavoastră, costurile care rezultă din creșterea prețului la energie electrică, la gaze, la combustibil. Iată că astăzi combustibilul este la fel de scump ca înainte de pandemie. Inexplicabil undeva vis-a-vis de salturile astea, ceea ce creează o mare problemă, deprecierea cursului valutar care continuă, costurile mai mari pentru transporturi din cauza prețului la... toate lucrurile astea vor influența fantastic de tare industria alimentară, pentru că discutăm de prețuri. Oamenii ăștia din industria alimentară, și vă spun cu multă responsabilitate, în marea lor majoritate, n-aș vorbi pentru toată lumea, au încercat și au ținut în loc cât au putut prețurile. Discutam cu un mare procesator, producător, fermier, să spun așa, din domeniul creșterii păsărilor. Domne, de ani de zile, prețul la carne de pasăre nu s-a modificat. Cât să mai reziste oamenii ăștia? Deci, până la urmă, haideți să gândim logic, nu mai pot rezista. Avem o serie de programe pe care puteam să le începem. Tot ne ascundem sub masca asta, n-avem bani. Dom'le, țara asta a împrumutat sume uriașe de bani. Nimeni nu știe unde s-au dus. Acum, vis-a-vis de anul trecut, bănuim în măști și în vaccinuri. Acolo s-au dus cu grămada. Discutam cu primarul unei comune, o comună nu foarte mare. A primit 100.000 de măști. N-are nici 10% din locuitori ăștia în totalitatea lor. Poate nici 5% dintre ei. Deci cheltuielile vis-a-vis de domeniile astea au fost fantastice. Eu nu spun că nu trebuiau. Dar ai trimis la primării, n-ai trimis la societăți comerciale de industrie alimentară, ai căror patroni, să spun așa, au cheltuit în plus față de costurile cu materia primă, energie electrică, gaze, costuri, bani cu mănuși, cu măști, cu substanțe de dezinfecție, cu teste, da, să verifice. N-a venit nimeni în sprijinul lor. Au fost cheltuieli suplimentare. De ce? Pentru că nimeni n-a acceptat un dialog real cu problemele oamenilor ăstora. Deci, dați-mi voi numai o secundă să spun. Vorbeam de tăvălugul care ne așteaptă, pe care îl simțim al scumpirilor. Haideți să nu mai uităm un lucru. Îl amintesc eu acum. Există o propunere, cred că a Ministrului Transporturilor, de taxare într-un nou sistem a transportului de marfă în România. Adică, acum știm, toată lumea plătește o vinietă pentru utilizarea infrastructurii rutiere, care nu e deloc mică pentru camioane
și produsele alimentare de obicei nu sunt transportate cu roaba sau cu căruța, ci cu camioanele. E vorba de acea taxare pe kilometru, da, de utilizare, pe kilometru de drum. Eu am senzația că, na, trăiesc în România, că nu va fi deloc o ieftinire a costurilor cu transportul, ba din contră vom asista la o scumpire. Și mie nu mi se pare rentabil. Sigur, poți optimiza transportul. Ba o fabricuță, să spunem din zona Tecuciului, care face lactate. Mă rog, o fabrică, nu o fabricuță. Care trimite, să spunem, într-un supermarket bucureștean o dubă de aceea de 3,5 tone la 3 zile. Nu-și va cumpăra un camion de 8 tone, nu-i așa? Adică și de aici ne putem aștepta. Din lucruri de astea mărunte, ne putem aștepta la creșteri de preț, care în final să ducă și mai adânc agricultura și industria alimentară în gaură, nu mă fără să o spun. Pentru că pe măsură ce vor crește prețurile în țară, vor fi costuri tot mai mari, prețul final va fi mai mare și știți cum e lumea. Se uită la fiecare leu în ziua de astăzi și nu va alege, cum spuneați dumneavoastră, o pasăre de la acel crescător fermier de care spuneați, da? Să spunem cu 9 lei kilogramul, va alege un pui crescut pe aiurea undeva în Europa cu 6 lei kilogram. Da? Nu vi se pare logic că așa se va întâmpla? Ba da, este foarte logic ceea ce spuneți și tocmai asta încercam să evidențiez. Pe de altă parte, creșterea prețurilor pe fondul puterii de cumpărare scăzută a românilor, care continuă, din punctul meu de vedere, anul ăsta să fie veniturile românilor să fie mai mici decât anul trecut. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că n-au crescut pensiile, n-au crescut salariile, au crescut și cresc în continuare, în schimb, prețul la energie electrică, gaze, combustibil, la mâncare și probabil că și la medicamente. Sunt lucrurile principale pe care o familie în România cheltuiește banii. Gândiți-vă că numărul șomerilor a crescut în ultima perioadă, da? Și atunci, sigur, pe fondul acestei sărăcii, care cred că acoperă vreo 65-70% din populație, și a creșterii prețurilor, pentru că nu mai poți foarte mult să le ții în frâu. Chiar dacă procesatorii sunt conștienți că orice creștere de preț astăzi conduce la scăderea vânzărilor, nu poți să ții la infinit să stăpânești lucrul ăsta și atunci vor scade vânzările, se vor închide multe societăți, așa cum spuneți dumneavoastră, o societate mai mică nu poate să reziste, așa cum spuneți dumneavoastră, în condițiile în care am avea autostrăzi, deci infrastructură, transportul ar fi puțin mai ieftin, pentru că mergi puțin mai repede, reduci timpul de transport și atunci, în plus, discutăm și de timpul petrecut de oameni ăștia care conduc mașinile în cabina automobilului, în cabina camionului. Și sigur, sunt niște lucruri, dar vedeți, vis-a-vis de ce spuneați, oamenii ăștia, sigur, în toată lumea asta civilizată să plătesc taxe și nu are nimeni împotrivă, dar vii întâi cu alternativă, după care cer plată. Noi plătim rovineta asta de 10 de ani și nu beneficiem de nimic, încă avem drumul. Domnul Josu, iertați-mă, s-au strâns banii aceia din supraacciza la carburanți. Trebuiau să se construiască autostrăzi și drumuri expres de acei bani. Nu se știe, banii nu puteau fi puși într-un cont separat că era ilegal, s-au diluat în bugetul general și aleluia, nu se știe nimic de ce s-a întâmplat. Dați-mi voie să vă întreb ceva. Mi-ați spus că lipsește dialogul cu autoritățile. Uitați ce vă propun eu, că-l vedeți mai greu pe cel care conduce destinele agriculturii. Mâine dimineață, la ora 8, vin eu cu cafeaua, haideți să ne vedem în centru, în fața Ministerului Agriculturii, că sigur o să-l vedeți pe ministru. Spuneți-mi și mie așa, că sunteți liderul unui sindicat în industria alimentară, cunoașteți domeniul. Ce treabă aveți dumneavoastră, domnule frumos, cu Ministerul Agriculturii? De ce vreți să vorbiți cu, nu neapărat cu ministru, cu autoritățile de acolo? O fi având vreo legătură cu PNS-ul, cu viitoarea dezvoltare? Nu știu, întreb și eu ca unul de pe margine așa. Păi eu vă spun foarte simplu, pentru că agricultura ar trebui să fie principalul furnizor de materie primă pentru industria alimentară, pentru că industria alimentară are nevoie de marfă de calitate și mai ieftină ca să producem mai ieftin pentru români, pentru că bugetul României are nevoie de bani și atunci numai producând putem să ducem bani la Ministerul Agriculturii, pentru că măsurile și formele de sprijin lipsesc în totalitate și iar fac o paranteză. Domnul Cătălin,
De când a apărut pandemia, am spus-o la începutul, după care m-am gândit că nu are rost să spun, fiindcă deja obosisem și nimeni nu asculta. Majoritatea angajaților din industria alimentară lucrează în satele și comunele limitrofe ale marilor orașe. Iar la fel, lucrurile astea le cunosc din discuțiile cu persoane din conducerea companiilor respective. Cheltuielile cu transportul adaug, alături de substanțe de dezinfecție, teste, mănuși, măști, etc., cheltuielile cu transportul angajaților către fabrici. Deci dacă într-un autobuz mergeau 40 de persoane până acum un an, un an de zile într-un autobuz au mers 30 și 20, iertați-mă, și 40 de persoane au fost aduse la servici cu două autocare. Nimeni nu înțelege lucrul ăsta. Nimeni sau nu vrea să-l înțeleagă. Vi se pare normal ca industria alimentară, în afară de cele amintite, afectate de închiderea zonei de turism, da? Alături de zona de turism, de Horeca, să nu fie în niciun fel sprijinite. Nu aveam nevoie de bani. Nu vroiam să stăm cu mâna întinsă. Vroiam, pe de o parte, să stimulăm plata angajaților. Și am spus, domne, hai să încercăm pentru 3 luni de zile. Și dacă pierderea nu e mare, dacă demonstrăm că se mișcă în altfel lucrurile, continuăm. Angajații din industria alimentară obligați să vină zilnic la muncă să producă mâncare, da? Să nu mai plătească pentru o perioadă taxele la stat. Astfel încât patronul care nu poate să crească salariile, în felul ăsta veniturile angajaților să se ridice puțin, să crească. După care, sigur, se revenea sau vedeam ce se întâmpla ulterior. Vă reamintesc că am mai spus lucrul ăsta. Industria de morării și panificație a cerut un singur lucru. Ca statul român să garanteze un credit, astfel încât să se reușească achiziția cantității de grâu și de porumb de la o recoltă la alta, inclusiv cu costuri de depozitare, pentru că puterea financiară a noastră este mai scăzută, pentru că spațiile de depozitare nu sunt ale industriei alimentare și sunt ale celor care au chirii destul de mari pe ele. Și atunci, dacă am fi realizat lucrul ăsta, din septembrie 2020 până în septembrie 2021 nu mai aveam materia primă păstrată frumos, nu mai aveam fluctuații de prețuri și era foarte bine. Noi știți destul de bine că undeva prin martie terminăm ceea ce am cumpărat în august-septembrie și începem să importăm. Poate tot marfa noastră, tot grâul și porumbul nostru, dar la prețul mult mai mare. E, rugămintea asta de discuție cu guvernul de atunci, din perioada de primă de pandemie, să spun așa, până la o întâlnire a durat câteva luni de zile. Nu am fost refuzați, dar la momentul respectiv când s-a spus da, analizăm și vedem ce facem și suntem de acord, 75% din cantitatea de grâu produsă în România fusese vândută și exportată. Acum, vă mai adaug ceva vis-a-vis. Vreau să vă spun că mai avem un minut până la pauza de publicitate, de cum s-a dus. Știți cum pot sintetiza ce mi-a spus dumneavoastră ultimele cuvinte? Nu fă azi ce poți lăsa pe mâine. Nu e un proverb, e o adaptare, dar din păcate așa se întâmplă. Vă propun să ne îndreptăm spre pauza de publicitate, ba chiar să luăm publicitatea acum, continuăm de unde am rămas, cu această tergiversare eternă a rezolvării problemelor, care pleacă în primul rând de la amânarea discuțiilor, de la amânarea celor care ar putea fi participanți la discuții, prin neprezentarea unora la discuții, prin neînțelegerea rolului pe care îl pot avea unii în discuții. Vom continua această discuție cu Dragoș Frumos, președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară, Sindalimenta, la emisiunea Agricultura, o șansă pentru România, după câteva minute de publicitate. Ne vedem în scurt timp.